în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s fixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichii. Balonul. Nici gând, sigur o să ratezi. Nici o problemă. Ha, oricine poate să o facă. Dar vă-mi pariu că nu o poți face dacă lovești mingea de podea mai întâi. Privește! Oh, ce or să-mi facă părinții mei? Oare să o chem pe Simca? Simca! Și ce o să ne facă Simca când va vedea asta? Ei, ați dat de necaz, a? Nu ar trebui să vă jucați cu mingea înăuntru, iar acum trebuie să reparăm lustra. Dar cum? Numai tata poate să ajungă până acolo sus. De ce doar el? Ai un balon cu aer cald chiar aici. Care nu zboară, e doar o jucărie, vezi? Ei, poate că e doar o jucărie pentru tine, dar pentru noi fixichii e un balon adevărat. Dacă un obiect e mai ușor ca apa, plutește până la suprafață. Și în același fel, dacă ceva e mai ușor ca aerul, plutește în sus. Știai că aerul cald e mai ușor decât aerul rece? Ei, este! Și asta înseamnă că dacă încălzești aerul dintr-un balon, va pluti. Baloanele cu aer cald folosesc un arzător special de gaz pentru a încălzi aerul din balon pentru a deveni mai ușor. Cu cât e mai mare balonul, cu atât poate duce mai mulți oameni. Înțeleg ce spui, dar de unde luăm un arzător? Crezi că fixichii n-au arzătoare? Ha! Sigur că avem! Adu-l aici, iar eu mă duc să vorbesc cu părinții. Nu, nu și nu! Copilul de om nu ne poate vedea! Ascultă-mă, Simca! Nouă deja nu ne place că petreceți timp cu el. Nu se va uita! Tată, te rog! Nu tu ești cel care ne-a spus că visai să zbori de când te-ai antrenat să mergi în spațiu? Da, timp de 2 ani am stat în așteptare, dar n-am zburat niciodată. Și nu ai mai zburat nici cu balonul cu aer cald, dragă? Deci hai să batem palma! I-am convins să o facă, doar ca o condiție, să nu te uiți. Bine! Puteți intra acum! Acum pregătește arzătorul! Imediat, dragule! Permisiunea de a decola? Permisiunea acordată! Și sus cu noi! Ura! Zboară! Nu te uita! Întoarce-te! Oh, a fost o greșeală! Am să evaluez stricăciunile. Eu am grijă de altitudine. Bun, au ajuns sus. Baloanele cu aer cald sunt tari. Mă întreb, cine s-a gândit să le facă? Au fost mongolfierii. Baloanele cu aer cald au fost inventate în secolul XVIII de către frații mongolfieri din Franța. Pe vremea aceea nu erau arzătoare de gaz, deci încălzeau aerul în balon arzând paie. La început nu erau pasageri în balon, cu excepția micilor fixichii, desigur. De fapt, cum altfel ar putea un balon ajunge în aer fără ei? Din păcate, numele primilor fixichii care au zburat cu balonul nu au fost consemnate în istorie. După zborul micilor fixichii, următorii pasageri au fost animale: un berbec, un cocoș și o rață. Numai după ce animalele au aterizat, după ce au zburat aproape 4 km, oamenii au îndrăznit să zboare ei înșiși cu balonul. De când cu invenția lor, baloanele cu aer cald mai au un nume: mongolfiere. Ura! Tiriș! Tiriș! În regulă! Simca, te rog spune-le părinților tăi că le sunt foarte recunoscător. Bine! Apropo, te poți întoarce acum.
Știi ce, Simca? Hai să zburăm cu balonul exact ca ei! Nici vorbă, Nolik! Ar trebui să folosim arzătorul, iar copiii nu au voie să se joace cu focul. Vă voi plimba eu! Uitați, tot trebuie să-l pun înapoi pe raft, așa că urcați-vă și haideți! Bine, atunci, ca fratele și sora Mongolfie! Dublajul a fost realizat în studiourile Fast Production Film. Ai grijă, nu le